s-a rostogolit mingea și s-a terminat campionatul european de fotbal, care trebuia să fie anul trecut. În fața mea și în fața dumneavoastră l-am adus pe Cristian Dulca, un fotbalist care nu mai are nevoie de nicio prezentare, așa că nici nu-l mai prezint. Te rog să te prezinți cu Cristi Dulca. Salut și bine ai venit. Salut și vă mulțumesc pentru invitație. Prima dată la un podcast. Emoțiile sunt pe măsură. Sper să mă descurc. Te-ai uitat la podcasturi? Am mai văzut așa, dar mă ajut tu să trec. Pe vremea ta, junioratului tău, erau podcasturi? Da, erau fiecare săptămână. Mi-aduc aminte la primul meu interviu după un meci, fiind la Rapid în 95 am debutat, după un meci, mai știu, a venit cineva de la Pro TV și două cuvinte după meci, eram transpirat și am zis no. Și zic încă o dată vă rog. Deci așa a început podcastul pentru mine. Mai Ardeleni, cam cu 9 începem și lumea nu știe ce urmează, e de bine sau de rău când ai zis no. Nu știu. Nu. Dar pe parcurs ne-am cizelat, am știut să interpretăm orice interviu. Să folosiți și jonglerii cu cuvinte, nu exact. Numai cu mingea. Voi fotbal, tot timpul să zice că ăla nu știe, la face dezacordul ăla. Dom'le, în teren să dovedească, nu? Da, nu e ușor să fii în fața unei camere, să-ți găsești cuvintele. Tot timpul am spus. Eu am pățit toată, eram în fața unei camere, fusesem în Obsession, și n-aveam chei. Nu, ăla e la ce hotel? Da, la hotelul ăsta transformat în studio de podcast, că totul se transformă în ziua de astăzi. Mai ținem pasul cu lumea asta, mai Cristi? E greu. Dacă începem cu acest campionat european, care după mine a fost atipic, jucat în atâtea țări, unele echipe au beneficiat de... să zic, țara gazdă și sprijinul suporterilor, pentru că au fost foarte mulți. Putem să fim mai aproape așa, Budapesta, Anglia, Germania, Spania. Eu mi-am adus ăsta, știi, de când am cunoscut-o pe socră mea, știi, eu nu mi-am luat soție, mi-am luat socră cu casă. Asta e una din glumele slabe. Și am și glume bune, dar nu în podcast. Și tot timpul socră mea, când e un campionat european sau mondial, zice să-mi faci rost să trecem cu pixul, știi? Pe vremuri ziarele scoteau broșuri. Știi cât am de la Fanatic am găsit? Știi cât am umblat? Greu. Că live score, nu știu ce, ai pe net acolo, știi? Și de asta zic, am începând din faza grupelor, cum zici și tu, a fost Ungaria-Portugalia. A fost o surpriză plăcută pentru mine Ungaria, o echipă care ok, beneficiază de suporteri, a fost cred că prima acolo țară care a dat drumul la full stadion și pentru mine o surpriză. Toți spunem că Ungaria este la un nivel mult mai jos ca noi, dar din păcate noi nu știu dacă vom ajunge de grabă la performanțele lor de până acum. În sport, în general, nu numai în sport. Uite, de exemplu, și la ultima olimpiadă de iarnă, maghiarii au fost medaliați, nu mai rețin care era culoarea medaliei, la patinaj viteză. Păi aia săracinau, au o cișmea și dacă sunt minus 2 grade, păi la câte sporturi eram noi medaliați pe vremuri. Și asta zic, că noi am tot scăzut și ei între timp au investit. Și se vede și asta, că neavând vedete, au luat bătaie cu Portugalia, după aia au ținut Franța în șahmat. Și cu Germania. Uite, Franța și Germania, mie mi s-au părut dezamăgirile acestui Euro. Da, Franța, chiar am fost pe stadion la Franța-Elveția și... În ce tribună ai stat? Cu Daniel Nicolae, cu Andrei Vochin, cu mai mulți am stat acolo, cu Sân Mărtean. Adică ce face Sân Mărtean? Tot la Eurosport comentează. Și acolo lucrează în federație. În federație. Da. Da, am stat, am văzut foarte bine de acolo, chiar dacă n-am fost la oficială, dar important e că am fost pe stadion și într-adevăr Franța, cum a început jocul, ziceam că clar se va califica. Dezamăgirea mea a fost Mbappé, așa ca să
marea speranță. Perla fotbalului. Cel mai bine cotat fotbalist al acestui turneu, tânăr fotbalist. Și cotat, dar nu cred că îl mai cotă nimeni. Nu. Da, și m-au, așa ca joc, ca și atitudine, dezamăgire. Griezmann, Pogba. Și prezentați ca nu lotul de un miliard, că vreau cât să-i țină în țară, să mai echilibreze bugetul, PIB-ul, lotul de un miliard. Vezi? Nu, dar modul cum s-au comportat. Atitudinea de fotbalist, atitudinea și-au luat hotel în centrul Bucureștiului, s-au plâns de condiții. Aveau aia un banchet după un an jumate de pandemie, hai să fim nu serios. Cred că era în hotel, nu. Cred că era undeva și într-o zonă. Cu Elveția, uite, eu zic Elveția, când zici Elveția, la ce te gândești? La bani, la milionar? De ce ar trebui să privești? Da. Ei ar trebui să privească elvețienii meciurile de la distanță. Și uite acum cât s-au implicat și bine și ei cu stranierii lor, că până la urmă au ceva jucători puțin mai naturalizați sau mai nume necunoscute până la urmă. Și uite ce frumos au mers. Din păcate, din optimi, au ajuns în sferturi cu Spania și Spania, uite că s-a turat bine până la urmă, deși a început prost. Spania, până la urmă... Bine, a mai fost, de exemplu, mi-a plăcut Ucraina. Ucraina cu Olanda, am văzut primul meci cu un ritm extraordinar. Da. Credeam că Ucraina va ajunge mult mai departe, dar aici se vede și valoarea lotului, până la urmă, pentru că să ai un lot și numeric și valoric egal, contează foarte mult, cel puțin la un campionat european sau mondial. Și antrenorul acum, că ai ajuns și tu la vârstă și la faza antrenorului, cât contează antrenorul? Contează, nu? Contează foarte mult. La meciul cu Elveția am văzut ce înseamnă să ai un antrenor pe bancă. Chiar dacă la 3-1 clar trebuia să facă niște schimbări, a făcut niște schimbări foarte ofensive, bune și a întors jocul. Și s-a calificat mai departe. Dacă nu era antrenor și se culca pe oreche, așa să zic, la 3-1... Ok, cu Franța, de la 3-1 mai poți reveni, e foarte greu. Pe de altă parte, reversul medaliei, antrenorul Angliei, care a lăsat puștii tineri să zburde și a pus și la penaltiuri. Da, aici chiar am citit acum o chestie că nu știu cum mi-au lăsat ăștia mai experimentați, să nu zic în vârstă, pe cei mai tineri. Nu știu aici, dacă a fost desemnat sau așa sau... Voi cum trece? Ai ajuns când erai jucător în fază de a executa? Am dat un singur penalti în Coreea de Sud, când jucam în Coreea. Acolo nu știa nimeni ce faci tu în Coreea de Sud, că nu era... Nu, dar am dat un singur penalti și l-am și ratat. Ce mâncase cozi înainte? Șarpe? Câine? Nu, asta cu câinii e un pic de... Orice până la câine. Un pic de poveste, că într-adevăr este un anumit tip de câine care se mănâncă. Dar se crește ca un porc, adică nu domestic, așa, nu știu. În gospodărie. Am mai auzit pe aici, prin Cluj, că au fost oameni mâncat câini. În Cluj, snob normal, se mănâncă câini între ei. Nu, era, gătea soția atunci și... Ai dus și soția? Da, tu fiind căsătorit de la câți ani? La 25. La 25, da. Și după aia pe unde ai mers? Cu... Da, pe Marco. El are cetățenie? S-a născut acolo. N-are cetățenie, da. Dar așa ca un paradox, va merge la Tokyo și e în grupă Coreea de Sud. Coreea de Sud. Și în buletinul lui și în pașaport scrie Coreea de Sud. Coreea de Sud. Să nu-l confunde ăștia. Să-l bage la coreeni. Marco. Da. E în formă, Marco? Da, e în formă. Azi chiar au un meci amical cu Arabia Saudită. Nu, chiar vorbeam acum zilele trecute, așa în familie, ce înseamnă să ai șansa să mergi la o olimpiadă. E ceva deosebit. Chiar dacă mai tachinez așa cu el și spun că eu am fost la un campionat mondial, cred că olimpiada e mult peste un campionat mondial. Ca spirit, ca... Ca spirit, ca organizare, ca, nu știu, reprezință o țară, ai alte sporturi care reprezintă... Da, e în primul rând concurență în cadrul delegației. Cumva. Eu mă gândesc la turul ăla de pe pistă și când scântă imnul și prezintă echipa României. Deci... Eu fost bun costumul. Da. Au costume, nu? Sau merg în training, nu știu, nu știu ce costume au. Și emblemă și nu știu. Cine? Da. Drapelii Glințe, cred că, de la Not sau cine...
sport rapel, că acum Simona Halep am înțeles că nu mai merge la Olimpiadă și lotul feminin de tenis s-a cam retras. Am înțeles în 2016 că a fost cu țânțarul Zica, dar acum Urzica. Mă rog, cum zici tu, e o onoare să reprezinți țara. Da. Și vorba, da, pe fotbal la Olimpiadă sau rugby la Olimpiadă. Nu, domnule. Nu, nu, n-a mai fost de din 64. Exact, 64, exact. Peste 50 de ani. Fotbal contează. Adică ei vor scrie istorie, părerea mea. Și eu sper să scrie istorie. Da, faptul că sunt acolo, mi se și face de gând. Faptul că sunt acolo reprezintă ceva pentru fiecare jucător în parte, plus nu se poate uita așa ceva. Nu se poate. Va rămâne. Și sper la ce grup au, acum sigur că mi-e pare rău că nu i-au lăsat cluburile pe cei pe din jucători. Pe mulți jucători, ceea ce mie mi se pare așa puțin mai deplasat. Chiar. Să nu-l lași la Olimpiadă. La Olimpiadă. S-au schimbat vremurile, fiecare club are nevoie de rezultate, sunt antrenate. Moturile sunt subțirele, da. Și vârfurile trebuie păstrate. Nu la cei din România, că ne referim și la cei din străinătate. Ziceai de Ungaria, tu ți-ai terminat cariera la... Nu chiar. Bravo. Bravo. Mulțumesc mult. Mulțumim publicului care ne-a ajutat. Nu, chiar ultima echipa mea a fost la Honved Budapesta. De-aia am avut așa un scurt circuit, pentru că am mai avut o tentativă, am mers la Timișoara și practic la Timișoara, la Poli m-am lăsat. Lucescu vrea să mă ia la Beşiktaş. Mircea Lucescu, Mircea, la urmă el te știa din perioada 99, ai fost la titlu. 97-99, am câștigat campionatul, cupa. Ați avut o singură înfrângere sau un egal atunci, în 98-99? Am avut vreo 3 înfrângeri și un egal, cam așa, adică am avut... Cele mai multe puncte. Da. Rapid. Atunci aveam echipă bună. Suporteri, patron, antrenor. Antrenor. Da, multe lucruri aș putea povesti, că nu ne-ar ajunge timpul să povestim întâmplări cu Nea Mircea și cum ne-a motivat și cum ne-a crescut și practic... antrenorul care îți deschide așa un drum în viață, și în viața privată, și în sport, aici învăța. Te face om până la urmă. Să știi, ne controla în gură, dacă avem carii, se uita la noi cum... Asta cred că o știa de la Belloni. Nu știu, nu are importanță, noi nu știam lucrurile astea, cu ce mâncam, ne-a băgat la facultate, ne-am scris la facultate, am... făcut facultatea de educație fizică și deja am 3 facultăți. Educație fizică și sport. Cred că și eu a fost cel mai greu. Da. Și plus vestimentația, cum te îmbraci. Ținuta, cum ești, cum apari. Exact. Cu... Da. Ceea ce pentru un tânăr de 20 de ani... 23-24 de ani atunci, plus că ne învăța să... vorbim la interviuri, ne punea să exersăm. Excelent. Da. De obicei mai stai 15 minute să mai tragi la poartă, nu? Voi exersa? Ne spunea, vedeți că mâine avem meci, noi știam că nu prea pierdeam în perioada respectivă și știam, vom câștiga un meci. Aveai Conex pe piept asta. Conex, da. Conex. Și aveam gratuit. Aveai gratuit, noi aveam un minut, dădeam bip-uri. Mi-aduc aminte de Ștefan Anu. Vorbeam non-stop, da, și la un moment dat l-am văzut gesticula și telefonul la ureche. Mă gândeam, nu, cu ce îl ține? Și am lipit telefonul cu scotch și vorbea, erau telefoane de alea cu antenă. Cărămida. Da, și am lipit telefonul cu scotch și vorbea într-una și el era pe teren, gesticula. După aia s-a gândit, hai să facem și hands-free pentru... Exact, de la Nano. Da. Erați o garnitură, fiind la Rapid. Zic și eu, o garnitură foarte bună atunci. Da, da. Deci capitan, avea... cine era capitan? Stai în față. Atunci, în perioada respectivă, cu Lobon, Stanciu, Ienci... Zenobundea. Zenobundea, Marinescu, Pancu, Șumudică, Lupu Sabău, Iftodi, Maier. Ce echipă, garnitură? Tărțău. Da. Am avut ceva fotbaliști. Vorba lui Dinica. Lume multă, mese puține. Adică voi erați chiar mulți fotbaliști. Și... Nu, a reușit Nea Mircea să creeze atunci o echipă. Eram câțiva tineri.
și cu cei bătrâni am așa un mix foarte bun și ne înțelegeam, toată lumea zice, cum vă înțelegeați în, ca și echipă până la urmă, că la fotbal vorbim de echipă, nu de familie. Corect, corect. Pentru noi eram mai mult decât o echipă și în vestiar și în afară lui, mergeam toți la evenimente. Nea Mircea a creat lucrul ăsta, pentru că după fiecare meci ne scotea la Vox Maris. Și zicea, n-aveți voie la casino, n-aveți... și ce v-am scos, n-aveți voie la nimic, dar... Da. Și uite așa, cred că de atunci nu s-a mai creat așa o atmosferă la vreo echipă după 90. Da, nu știu, nu mi-aduc aminte. Și el totuși după aia a plecat. După... În 99 a plecat la Galatasaray, știu că atunci după aceea am plecat și eu, pentru că au plecat și mulți fotbaliști. A plecat și el și am zis, e cazul să plec și eu în Coreea. Un an ai stat acolo. Da, un an, nu, un an și 8 luni. Diferit total. Altă cultură. Altă cultură, altă viață, mult mai liniștită, mult mai... limba era diferită. Ai apucat să înveți ceva sau... Știi că vorbea, care e cea mai grea limbă? Eu credeam că e coreană. Prima limbă. Prima. Da, și mai este un banc porcos, zice, tu ai dat limbi în buric? Zice, da, dar până interior, mă. Deci în Coreea limba și... Nu, a fost greu așa pentru mine. Marco a fost proiectat în spațiu european sau acolo s-a întâmplat? În spațiu, nu, în Asia. În Asia. În Asia. Sau în Asia. În Asia, în Turcia. Unde ați avut escală? Nu eram în vacanță și... S-a născut în Coreea. Mă bucur că s-a născut acolo, pentru că condițiile oferite de coreeni la... Nu trebuie să cumperi Pampers, lapte praf, nu, hăinuțe. Chiar soția era cu RH negativ și a adus sânge din nu știu unde, a explicat tot felul de lucruri, era primul copil, ne eram preocupați, dar chiar mi-aduc aminte că a băgat-o într-un salon singur, într-o cameră, i-a pus o centură de diminuare a durerii după ce a născut și când am mers prima dată la ea, cu flori, cu colegi, eram un arab, un curat și cu arhire, postul meu coleg de la Galați, cu flori, doctorul o ținea de mână, era acolo. I-am zis, e cazul să ieși. E prea mult. Da. Nu, dar așa erau preocupați de... Empatici. Da, da, da. Țineau la... Da. Nu știu dacă nici n-am întrebat sau nu mi-aduc aminte dacă primul străin care s-a născut Santa Maria era clinica, spitalul. Dar oricum, mă bucur că s-a născut acolo. Are ochi europeni, deci soția nu mai ține legătura cu medicul. Francesca unde a venit pe lume? Francesca la Stanca. La Stanca. Din Coreea la Stanca. Da. Era și la Stanca era bine, mai aruncai pe geam câte ceva. La cât timp după Marco a venit? Un an și 8 luni. Un an și 8, deci... Repede. Cât ai stat în Coreea după aia... Da, ea nu prea seamănă cu mine. Am văzut poze, seamănă cu cine vrea ea, pentru că ea e artistă. Artistă, da. Acum termină anul 3 la coreografie și are tot felul de proiecte de dans, mai filmează și o reclamă. A fost și la România o talent. A fost la România o talent, da, da. Bine, a luat 4 de da și n-am mai continuat. Tot timpul, la început îți generoși cu da și Florin Călinescu și cine era? Mihai Petre era atunci în juriu? Mihai Petre era... Pe el cu dansul mai... În fine, te vede lumea, vorba aia... Așa e. Ca și când ai jucat un amical, nu? Un amical cu Barcelona. Mi-aduc aminte la primul ei concurs, un spectacol, era mai micuță. Și am mers cu câțiva prieteni să o susțină. Și n-am știut ce să strigăm, eu fiind obișnuit cu Marcu, și am strigat, haide-u la final. Da, apropo că am un prieten în galerie, și fiul său e pianist. Și zice, nu pot să spun ce a zis, nu, cum să merg la el la concert sau la... prezentarea cum se zice? Muie Rahmaninov! Și haide-u, da? Da, se întâmplă. Și haide-u, până la urmă, cumva, ți-a conturat și cariera de fotbalist și până la urmă și cea de antrenor la... Bine, ca fotbalist e o întreagă poveste acum, așa încerc să o structurez cât mai, să o comprim, pentru că e destul de lungă.
tata meu, dumneavoastră ierte, m-a dus prima dată la Ucluj, era Nea Dan Anca antrenor, aveam 14 ani, adică destul de târziu m-am apucat de fotbal și a zis la tata, bagă-l în turmă, cum zicea Nea Dan, avea, bagă-l în turmă. Și m-a băgat în turmă și na, n-am dat lapte. Și m-a scos din turmă, m-a scos din turmă și sigur că următorul club care era în Cluj, pe lângă alte cluburi de Liga 3, era CFR Liga 2. Atunci m-am dus la CFR și am început eu să joc fotbal la CFR la juniori, după care am urmat cursul vieții, am avut așa niște obiective pe care mi le-am pus la 16 ani, că vreau să ajung în Liga, în Divizia A, vreau să ajung la echipa națională, râdeau de mine colegii. Și după ani și ani le-ai bifat. Le-am cam bifat și visul meu, ca să nu, visul meu a fost totdeauna să joc la Ucluj, un minut, îmi doream să joc. Am și interviu când eram la CFR Cluj cu poza mea în care am zis, visul meu este să joc la Universitatea Cluj. Așa erau vremurile, adică nu era nu știu cum e acum, o rivalitate nici pe teren, nici în afara terenului între cele nici două echipe. Mulți jucători și antrenori se schimbau de la echipa la alta. În fine, și după ani și ani, U era în Liga 2 și cumva am ajuns să joc la U Cluj cu Neluțu Sabău, antrenor. Și cine era? Antrenor și Nea Dan era la club acolo. Și nu, Neluțu era jucător și Nea Dan antrenor. Și am zis la Nea Dan, ne mai ții minte când mi-ai mai băgat în turmă și mai bine, mă, le-au fost alte vremuri. Bagă 10 Google așa. Adică ce? Genoflexiuni. Și am reușit să joc 5 meciuri am jucat la Ucluj. După care, sigur, ca antrenor, zic eu, cea mai bună și cea mai mare performanță a mea și ultima a clubului a fost promovarea în Liga 1 în 2010. Începând de la Vaslui, cariera antrenoratului. Da, bine, acolo am început Liga 3, dar m-au dus drumurile așa să fiu secundul lui Neavio la Vaslui, după care am rămas eu principal și l-am lucrat pe Neavio. Viorel Hizo. Hizo, da. Da, am rămas. Dulău. Da, a fost un mentor pentru mine, așa, a antrenoratului. De la care antrenor ai furat? Sau? Păi, meseria asta trebuie să fur de la toți. Tot ce e bun și tot ce e rău, pentru că lucrurile rele nu trebuie să le faci. Și atunci și alea sunt bune. Trebuie să le să ai faci diferența, da, să da, ai da. Ce compara. Lucrurile bune m-au ajutat foarte mult de la toți antrenorii, pentru că erau antrenori diferiți și ca vârstă și ca mentalitate. Bun, de la Nea Mircea nu mă ascund, am învățat cele mai multe lucruri. Eu și acum, la 70 și de ani, da, are ceva, are un e făcut un pentru așa ceva, da, deci da. Trăiește fotbalul. Să ajungi la o echipă care n-a mai câștigat campionatul de foarte mult timp și să câștigi tot, să te califici în Champions League, să joci. Da, pentru mine e un exemplu. Uite, și mie, și Răzvan vine pe urmele. Răzvan, ar fi culmea să nu vină. Să ai în casă un tată de anvergura lui și să nu profiți. Până la urmă trebuie să ai și un pic de talent în a antrena și plăcere până la urmă, că e diferit. Apropo de plăcere, tu antrenezi Naționala de Fotbal Feminină României. Acum, foarte greu de dus o discuție pe marginea acestui subiect, că ușor acum lumea așa e șocat, nu șocată. Atâtea bariere impune, atâtea minoritățile au devenit majoritare, majoritatea nu știe ce să facă, lucrurile stabilite de sute de ani parcă acum nu mai sunt valabile și tot timpul trebuie să ai o reținere, o jenă care parcă te face mai artificial în dialogul cu acele. Așa. Dar totuși tu până în 2025 ai semnat un acord prenupțial. Ai semnat cu Naționala pentru Naționala de Fotbal, ești antrenorul Național de Fotbal Feminin a României. A României, da. Când mă chem după mers să văd și eu schimbul de tricouri, că nu mă las cu eu. Da, da. Nu cred că ai vedea mare lucru. Da, fiind toată perioada atipică și lumea
în care suntem acum, cu acest în mișcare, virus, schimbare. Cu... Am zis că să fiu și eu mai atipic și să accept această provocare. Deci tu ești pe post de macho, de antrenor, de macho Vidal sau cum îl cheamă. De antrenor principal, dar m-am acomodat foarte repede. Sunt multe lucruri pe care nu le-am știut și le-am învățat acum din februarie, de când am avut prima acțiune. Le-am cunoscut, am discutat cu multe persoane care au antrenat chiar în străinătate fotbal feminin, pentru că e, cum spuneam mai devreme, atipic și trebuie să știi să te comporți, să n-ai gesturi ca la băieți, să știi să tonul. Poți să le dai o palmă pe spate. Mai... Bine, coaie! Mai dai câte... Da. Plus când intri în vestiar și nu poți, bine, când intri, când ai voie, nu poți să mai spui ziua de astăzi, haide să fim pozitive, că te înjură toate. Mai ales cu COVID-ul ăsta. Și trebuie să alegi bine cuvintele, dar... E o chestie de vocabular. Da, da. Trebuie încurajate tot timpul, mă rog. Dar cu răbdarea ta ardelenească... Da. Chiar mă mir că am atâta răbdare. Nu, dar noroc că am și eu acasă două fete și aia mică și soția și atunci m-am acomodat. Cum îi spui Mirelei, soției tale, când ai cantonament? Mă duc la femei? Sau mă duc la femei, da. Prima dată când mă lasă la femei. Da, asta este. Nu e ceva... ieșit din comun să antrenez la... Aia mentalitatea românească, cum ar zice și Becali, nu? Păi femeile... La cratițe, la biserică, nu? Da, sunt curios când se va băga regula, pentru că fie... peste un an vor fi fiecare club de Liga 1, da, va avea echipă de... Asta e bine pentru echipa națională, implicit pentru mine, pentru că area de selecție la ora asta e destul de redusă, echipe puține, condițiile nu sunt la nivelul pe care mi le-aș dori eu și... Avem noroc cu cele care au plecat în străinătate. Avem și straniere? Avem straniere. Unde? În ce? America, Spania, Italia, Ungaria, Danemarca. Deci sunt jucătoare care vin la echipa națională cu alt nivel de pregătire, cu altă mentalitate, ceea ce e bine pentru noi. Targetul 2025, campionat european. Da, targetul e așa, cum să zic, o... formarea unei echipe naționale și, pardon, creșterea nivelului de joc până la urmă, pentru că trebuie să fim realiști, încă nu suntem la un nivel foarte bun dacă facem o comparație cu Italia, Franța, Lyonul, cea mai bună echipă din Europa, strânge, nu era pandemia, strângea 30.000 de spectatori la feminin, da. Sau America, adică e o adevărată cultură începută cu zeci de ani înainte și nu avem cum să ne comparăm, dar federația încearcă încet încet și se apleacă spre această latură a totuși un pas mic. De la mini fotbal s-a ajuns și la fotbal feminin. Da, am jucat și mini fotbal, chiar și în echipa națională la futsal am 4 meci. La sal ce? La futsal. Futsal. Da. Am avut o echipă aici, clujana, am jucat și în Liga 2, Liga 1. Am trecut așa prin toate etapele și toate sporturile. Cu balonul rotund. Cu balonul rotund. La oval, la alte sporturi. La oval am prieteni. Și la ovul numai. Cum se relaxează Cristi Dulca atunci când nu e la Naționala de fotbal feminin? Merg în foarte multe drumeții și chiar acum în weekend am fost la Vadul Crișului. Merg în drumeții cu mașina. Da. Nu, am fost cu cortul. Acum am stat cu cortul. Cu butelii, am stat în cort, am făcut drumeții, nu pot zic alpinism, via ferată, ne-am dus, ne-am cățărat, am fost cu la rafting, la Vadul Crișului. Chiar cum e la rafting? E frumos? Nu. Sunt. Aveați vestă, nu? Vestă, cască, și... tot. Da, frumos, pe Criș, chiar experiență. Noi am mai făcut în Antalya, în Turcia, am fost la un rafting acolo, chiar mi-a plăcut, pe un râu, vreo 30 de kilometri. Aici îți mai rămânea bolovanul, mă mai deam jos, mai împingeam caiacul, dar tot rafting se numește. În rest, îmi place mult să călătoresc și cam asta, ăsta e un hobby de-al meu.
Ce continent n-ai văzut până acum? N-am fost în America. În America de Sud am fost, dar în America... În America, nu? Nu. Poate să vezi vreo jucătoare. În Australia am fost. Da, în America chiar am prieteni care ne tot cheamă și că următoarea destinație... Înainte de pandemie am fost în Canada. Aproape. Aproape, da. Vedeam... O cascadă. De la cascadă vedeam America. Da, în rest am cam fost așa. Asia... Am câteva țări și continente pe care trebuie să le... Unde îți place să revii în afară? Mi-ar place în Australia. Am fost, da, în Australia e ceva deosebit. O țară și o climă extraordinară. Așa, sigur, că în Italia îmi place și mergem des în Italia. Cam peste tot. Și țara noastră e frumoasă. Chiar acum, de câțiva ani... Descoperim țara și noi România, că mergem pe munți, pe... Mai avem pe o delta, mai avem ceva. Da. Bine, în delta am stat aproape 2 ani. Când antrenai la Tulcea, da. Și am cunoscut delta destul de bine și chiar am mai fost de câteva ori în delta. Cu pescuitul, nu? Pescuitul, aici trebuie să vă povestesc că am pescuit o singură dată în Coreea. În Coreea? Da, da. Și în drumul spre cantonament, aveam bază la vreo 25 de kilometri, în stânga-dreapta lacuri. Mă rog, ca la Miceji, la unde-s lacurile astea. Și am zis, hai să-mi cumpăr și eu o undiță, fac un grătar ca în România. Și am mers duminică, aveam liber și am făcut grătar, am aruncat, cum am știut eu, mi-am pus acolo, la bambină, mi-am pus așa și am stat. Și la care, peste vreo jumătate de oră, bineînțeles că nu trăgea, mă bate Mirela pe spate, mă nebunule, noi suntem în orezărie. Trecea una cu o sapă, era, deci nu-i banc, l-am și sunat pe Oli, pe Olăroiu m-a ajutat foarte mult cu sfaturi și m-am acomodat mult mai repede. Și după ce am povestit, a zis că închide, că te sun peste o jumătate de oră după ce mă opresc din râs. Deci noi, prima mea experiență a fost în orezărie, deci nu mai pescuiesc niciodată. Da, dacă n-au... Erau niște lacuri imense, orezării. De unde să bănuiești? N-aveam cum, am zis la toată lumea, am povestit și în alte emisiuni experiența asta. Măcar. Nimic. Asta e, a fost experiența. Dacă nu pun și ei grâu, porumb, să vadă la suprafață. Da. Nu erau știu. Imense lacurile, adică, na, de unde să știm? Amendă n-ai luat, nu? Nu, noroc. Tu vezi Mirela, noroc cu Mirela, că a fost, zice, era, merge la era pe malul celălalt, una cu o sapă și cu pălărie. Asta e. Cu Oli, apropo de Oli, ții legătura cu Oli? Acum n-am mai vorbit de mult, da, dar am ținut legătura. Mergeam cu Marco, era bebelaș, mergeam la ei în Seul, ei locuiau în Seul, noi la Pohang, o diferență de 450, cam Cluj-București. Și ne vizitam, eram... Ei au și drumuri, dacă nu mă înșor la memorie. Da, destul de rele așa, da. Cam foarte Corea. Foarte dezvoltați. Coreenii, în 99, țin minte, aveau infrastructura mult dezvoltată. America. Deși n-am fost în America, dar ce-am văzut. Dintre foștii coechipieri de la Rapid, din perioada ținem de... Ținem legătura, avem grupuri, ținem legătura. Chiar acum a pus pe grup că ne face la fiecare abonament pe nouă stadion, pe tot sezonul. Avem locurile noastre. Și că fanii nu-s mulțumiți de echipamentul de la Rapid, că nu știu cum ai pus sponsorul pe ăsta emblemă. Și am citit și eu tot acum. Timpul. Cu Nerica Răducanu te-ai intersectat? În ultima perioadă nu, dar atunci a fost la... Venea la... Era la noi, la echipă, era tot timpul, era acolo. Ai nenicule să-ți arăt. Nu-l bătea nimeni la tenis, tenis cu picior. Nici, și acum am văzut într-un ziar de cancan. Nu îl băteau fotbaliști mari, nu vorbesc de tehnici ca mine, că nu eram tehnic. Erau fotbaliști, Lupu, nu știu care mai juca, Bolohan, mai băgam, nimeni nu îl bătea. Dădea servă și venea 180 de kg în fața fileului și n-avea pe unde să mai dea. Se punea și cu pieptul. Da. Da. Rapid, 1923. Imediat centenarul și la Rapid. Stadion nou. Frumos, da. Aceiași suporteri. Mi-ar fi plăcut să joc pe astfel de stadion.
Era, atmosfera din Julești e chiar deosebită și, nu știu, așa îmi trezesc amintiri mai mult decât plăcute. Îmi dădea așa un spirit și o energie și chiar dacă eram obosit, venea un val de adrenalină și continuam. Te scotea din calma ardelenesc. Da. Antrenor, capitan tot Nea Mircea te-a pus. Nea Mircea, da, așa aici, e o povestioară, așa să zic. Am avut un meci la Târgoviște și prima etapă a fost, sau a doua, primele două etape a fost Anciu, care era capitanul de drept, mare rapidist, a crescut numai la Rapid, a jucat numai la Rapid. Și în etapa a treia, nu știu ce s-a întâmplat, și a venit Nea Mircea la mine, eram în baie, făceam stretching și mi-a dat banderol la ține-o. Și am luat-o și cui să-i o dau? Nu, de asta tu ești capitan. Puh, mi-am dat două palme, m-am dus, adică ceva, mă uitam în vestiar și mi-era rușine să fiu eu capitan pe lângă Sabău, Lupu, Rednic, Șumudică, Stanciu. Șumudică, golghete. Șumigol, da. Șumigol. Da, și am un an și ceva am fost capitan. A fost o perioadă frumoasă. Nu eram capitan pentru că aveam mai multă personalitate ca acești jucători. Eram capitan pentru spiritul meu și modul cum antrenam. Și aveam exemplu, da. Și Nea Mircea avea lucrurile astea să dea încredere tinerilor. Știa pe ce butoane să apese ca să crească nivelul echipei. Păi mai mi-aduc aminte după campionatul mondial, Nea Mircea mi-a cumpărat bilete în Antalya, stând o lună în cantonament. A zis, bă, copile, du-te și tu, relaxează-te o săptămână, după care vii și te pregătești. Am mers în Antalya, m-am relaxat, după care am mers în cantonament în Germania sau Olanda, nu mai țin minte, erau deja, aveau aproape o săptămână de pregătire și mă gândeam, zic, am făcut penalti cu Tunisia, n-am avut un vibe foarte bun și mă duc acum în cantonament, mă cheamă Nea Mircea la el, zic, o să mă certe. Mi-a luat așa capul între mâini și a zis, pentru mine ești cel mai bun fundaș central din țară. Gata, s-a terminat jucăria. Gândul negativ. Și de acolo am făcut un tur foarte bun, mi-au aminte, am dat vreo 7 goluri, am avut joc bun chiar dacă nu eram atacant. Și după care am plecat în străinătate. Dar altceva vreau să scot în evidență, modul în care el a pus problema și eu știam că nu sunt cel mai bun fundaș central din țară, pentru că erau foarte mulți fundași centrali foarte buni. Dar pentru el? Pentru el. Și pentru momentul ăla? Și el știa că la echipa de club jucam într-un fel tactic și la echipa națională Neapuiu mă punea să joc în altfel. Și atunci sigur că nu mi-a ieșit jocul. Dar oricum mai glumesc cu fiul meu că tot, lasă-mă că te-ai făcut penalti la un campionat mondial. Tata, lasă că bine că am făcut la un campionat mondial. Să ajungi și tu. Îmi doresc să faci tu la un campionat mondial penalti. Da. Erați vopsiți? Atunci, da, eram cam vopsiți. Nu prea mi-a plăcut, dar... Eu pe Lăcătuș când l-am văzut prima dată, da, mi-am dat seama că ceva nu o să fie bine. Lăcă a fost singurul care n-a vrut să vopsească. Căuta spray să vopsească repede și să-și dea jos după aceea repede. Și n-a găsit și a vopsit până la urmă. Cel mai bine a ieșit Stelea. Da, da, da. El n-avea pe ce să se vopsească. Da. Cuma, vestea aia că ai fost convocat la Național, a blocat traficul în Cluj-Napoca? Nu neapărat, eram în față la Sora și țin minte că m-a sunat Sichitiu, era la Rapid președinte. Și m-a sunat, eram cu fostul meu antrenor, Ciocan Ioan, care mi-a fost la CFR. Și eram în mașină în față la Sora, ca și acum, semafor. Și m-a sunat Sichitiu, bineînțeles că am răspuns rapid și zice, Cristi, trebuie să te prezinți la lot. Numai puțin. Și... am oprit mașina, am tras una de mână, am urlat, m-am pupat, deci cred că am stat vreo 5 minute, claxonau mașinile, nu neapărat că nu prea era un trafic. Acum ar fi fost o problemă. Acum era frumos. Da, acum și ieșeam din mașină și mă bucur. Lăsai mașina și plecai. Nu, a fost ceva. În perioada respectivă să fii convocat la echipa națională cu acea generație era în primul rând foarte greu și în al doilea rând era o onoare.
onoare să calci în vestiarul ăla. Și iarăși mi-aduc aminte de o, așa, o fază când am intrat în vestiar, am dat mâna cu toți și am ajuns cu Gică pentru mine și este și va rămâne cel mai mare fotbalist. Și am dat mâna și el a zis Gică Hagi, am zis Cristi Dulca. Și el a zis Gică Hagi, am zis că știu. Adică, na, momente. Sau să ieși pe culoar să-l vezi pe Campbell, să cânte Ricky Martin pe scenă și noi să mă gândeam, am ajuns din Someșeni, dintr-un cartier al Clujului, să ajung la... Sunt lucruri pe care le visezi, le trăiești sau... Dar cum ți-ai impus tu, nu? Ți-ai impus. Am colegi, uite, de exemplu, Adi Trușcă, nu știu dacă îl știe, a fost jucător. Dar cum să nu? Adi Trușcă, uite, poți să-l și întrebi. Aveam 16 ani și tot timpul ziceam, Adi, o să joc în Liga, în Divizia, cum era atunci, o să joc la echipa națională. Și a zis, după ani și ani după ce m-am întors, erai nebun, cum ne spuneai tu atunci. Pentru că mi-am dorit lucrul ăsta, chiar dacă nu eram talentat. Aveam niște calități pe care le-am dezvoltat prin muncă, pentru că n-am fost talentat, nu m-am născut talentat, cum s-a născut fiul meu, de exemplu. Are altceva, tehnică. Gena. Da, Gena de la cine. Corea. Doctorul, da, care a ținut-o de mână pe Mirela. Mulțumim frumos pentru participare în podcast. Ai purtat tricouri la multe echipe și la națională, dar din partea sponsorului Schoolwear, un tricou care să te însoțească în călătoriile tale pe care încă nu le-ai făcut. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Să ne vedem cu bine vedem în cu 2025. Bine. Mai ținem podcastul până în 2025 când iese campion la feminin. Îl ținem. Să ne calificăm. Și o calificare bună. Mulțumesc, Cristi. Plăcere.